veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cu ajutorul Domnului, vom urmări pe paginile Sfintelor Scripturi un alt împărat al lui Israel, David, pe care l-am numit cel mai plăcut împărat. David, de la alegere și chiar înainte și până la moarte, a fost omul lui Dumnezeu. O singură excepție, acel păcat cu Batșeba. Spune Biblia în 1 Samuel 13, o exprimare a lui Samuel către predecesorul lui David, către Saul, versetul 14. Dar acum domnia ta nu va denui, Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său. Și de asemenea citesc în 1 Împărați 15:5, când după ce și-a încheiat viața, se face următoarea mențiune. Căci David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului, de aceea l-am numit cel mai plăcut împărat. În primul rând, i-a plăcut Domnului de el și chiar pentru evrei de la David n-a fost vreun alt împărat care să reprezinte mai înalt și mai plăcut regatul lui Israel. Și nu se abătuse de la niciuna din poruncile lui în tot timpul vieții, afară de întâmplarea cu Urie Hetitul. David, în mod special, apare în Scripturi prin războaiele sale. Amintiți-vă că de aceea n-a putut să construiască templul datorită multilor războaie care le-a avut și datorită faptului că timpul i-a luat mult cu războaiele și datorită crimelor care au fost în conținutul acestor războaie. De asemenea, iese David în evidență prin preocupările lui sfinte. Gândiți-vă la Cartea Psalmilor, gândiți-vă că planul și cea mai mare parte din materiale David le-a lăsat lui Solomon ca să construiască templu. Citim în 2 Samuel 23 o exprimare generală despre el de la versetul 1 la 5. Iată cele din urmă cuvintele lui David, cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Dumnezeul lui Israel a vorbit, stânca lui Israel mi-a zis, cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu, este ca lumina dimineții când răsare soarele, în dimineața fără nori, ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolțească din pământ verdeața. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuși El a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face El oare să răsară din El tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? David așa a spus la bătrânețe, văzând felul în care Dumnezeu a lucrat cu el și făgăduințele. Gândiți-vă că de la David Dumnezeu a avut grijă ca pe aceea spiță de neam să vină și Mântuitorul, cel despre care îi făgăduise Dumnezeu primii perechi în grădina Edenului, că în el, în sămânța aceea, și apoi făgăduise lui Avram, vor fi binecuvântate neamurile și vor fi mântuite. După aceste gânduri generale, haideți să privim îndeaproape luni la rând viața acestui om. O primă parte am intitulat-o De la oi la tron. Așa este recunoscut David, ca cel luat dinapoi a oilor și pus înaintea tuturor din Israel. Să privim în 1 Samuel 16 la adolescentul David. Pentru cei din vremea noastră, copiii de vârsta liceului, el este prezentat ca un păstor, dar ca un păstor viteaz. Știți, când au avut serbare în familie și Samuel s-a dus să ungă, nu știau ei pe cine inițial, el rămânsese la oi și spune în versetul 19, apoi Samuel a zis lui Isai, aceștia sunt toți fiii tăi? Și le-a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Și câtă vreme a fost păstor și a făcut datoria din plin. Nu doar că rămânea când ceilalți aveau alte preocupări, dar întoarcem o pagină și scrie aici în capitolul 17, versetul 15. David a plecat de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască oile tatălui său. A avut câțiva ani buni de păstorire în adolescență. Și pe pagina din dreapta, de la 33, este surprinsă activitatea sa atât de meritorie la turma tatălui său. Robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam
și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, l-apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest neteat împrejur, va fi ca și cu unul din ei. Se pare că a avut mai multe experiențe. El a mai fost prins în adolescența sa cu altă activitate pe care el mai întâi o desfășura tot la oi, cântatul. Și spune pe pagina din stânga, capitolul 16, versetul 18, unul din slujitorii lui Saul a luat cuvântul și a zis: iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, betleemitul, care știe să cânte. El este un om tare și voinic. Probabil oamenii din jur deja știau cum răpune fiarele sălbatice. Un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și ceea ce este mai frumos. Și Domnul era cu el. A fost chemat să cânte pentru Saul, cel despre care vorbeam acum o săptămână, că era stăpânit și influențat de un duh rău. Și scrie în versetul 23 aici: și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Multe cântări a făcut David. Ce psalmi frumoși sunt, izvorâți fie din momente de bucurie, fie în momente de grea încercare. Aici, în capitolul 16, întoarceți o foaie în urmă, el este uns împărat, scrie în versetul 13. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Vedeți cum se uită Dumnezeu, așa cum spune în psalm, de la înălțimea cerurilor peste toți fiii oamenilor și ia aminte la toate faptele lor. Dumnezeu a pus sub observație toată națiunea Israel și din tot poporul nu s-a găsit vreun altul mai nimerit, mai bun ca David. Cum ar fi putut ei să-l găsească printre sutele de mii ale lui Israel? Dumnezeu însă l-a știut. Haideți să rămână un gând aplicativ și pentru noi. Cel care l-a ales pe David și a corespuns, cel care l-a investit pe Domnul și el la rândul lui pe apostoli după o noapte de rugăciune, poate și astăzi să cheme oameni pentru lucrările lui. Și cei pe care îi alege Dumnezeu și îi pune în slujbă, lasă Duhul Său peste ei, sunt cei mai binecuvântați oameni. În această fază, când el era încă un tinerel, apare momentul acela cu Goliat, prin care Dumnezeu a vrut să dovedească în fața întregii națiuni că pe cel care îl cheamă într-o slujbă îi dă putere potrivit cu chemarea făcută. Să citim lucrul acesta din capitolul 17, versetul 11. Saul și tot Israel au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Din moment ce Domnul i-a zis lui Saul: te destitui, nu mai ești împărat, și-a și pierdut puterea de împărat. El care mai înainte, când au venit cei de la răsărit, galaditi, și au zis: iată, vin fiul lui Amon împotriva noastră, a venit Duhul Domnului peste el și un curaj deosebit, deși venea rupt de oboseală de la munca câmpului. Dar acum nu mai era puterea la el, că nu mai avea el chemarea aceea. Și spune apoi pe pagina din dreapta, versetul 25, fiecare zicea, după ieșirile repetate ale lui Goliat și ocările lui: ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorâ cineva, împăratul îi va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fiica sa și va scuti de dăr casa tatălui său în Israel. David a zis oamenilor de lângă el: ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua o cară deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest neteat împrejur, ca să ocărească oștirea Dumnezeului celui viu? Pe ceilalți soldați îi interesa victoria împotriva lui Goliat prin prisma soldei. Ne scutește de dări, ne dă o fată bună, e un câștig. Pe David nu asta l-a interesat în primul rând. Pe David l-a interesat onoarea lui Dumnezeu, fiindcă este de înțeles, peste el era Duhul lui Dumnezeu. El parcă deja se simțea responsabil pentru întreaga națiune Israel. Dumnezeu l-alesese. La fel după cum într-o familie
E un tată și o mamă. Nu faptul că îi plătește cineva îi face să fie responsabil pentru copiii lor, ci natura dată de Dumnezeu, instinctul patern pus de Creatorul nostru, te face să te implici și să faci ceea ce s-ar cere în mod natural, ceea ce alții poate n-ar face numai plătiți. El s-a dus la luptă, așa după cum știți, și versetul 46, încrederea lui David. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurul tabere filistenilor, păsările cerului și fiarilor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și victoria a fost atât de simplă. Acea piatră din praștie în fruntea lui și cu însăși sculele lui de război i-a tăiat capul. Nu procedura în sine este grea. Toată problema se pune dacă are cineva putere de la Dumnezeu pentru o lucrare sau nu. În Noul Testament, ucenicii, după ce au fost însărcinați de Domnul să facă lucrări, au venit înapoi, puțin mirați, și au spus: Doamne, ce rămâne în urma noastră? Duhurile ne sunt supuse, ies afară să vindecă bolile, dar ei nu făceau mare operație să-i vindece. Spune Marcu 6:12, îi ungeau cu un de lemn, se rugau, porunceau și totul se realiza. Că era puterea lui Dumnezeu peste ei datorită chemării lor. Un al doilea aspect din tinerețea lui, David, după faza cu Goliat, își începe cariera militară. N-a fost războinic în Vechiul Testament ca și David. De tânăr a început. Cine este chemat să facă o anumită lucrare în viață? Dumnezeu vrea, și s-a mai spus lucrul acesta aici, de tânăr să-l aboneze, să se deprindă cu lucrarea aceea și toată viața să o desfășoare sub pecetea puterii lui Dumnezeu. În capitolul 18, versetul 2 scrie: în aceeași zi Saul a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă la casa tatălui său. Se încheiase cu păstoria. De acum alta era chemarea lui, versetul 5. David se ducea și zbutea oriunde îl trimitea Saul. A fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Când Dumnezeu cheamă un tânăr, și aici aș vrea să mă înțeleagă tinerii, se vede chemarea, se văd darurile, se văd realizările și datorită felului în care se implică în lucrare, el va ajunge promovat, treptat, treptat. Sunt și excepții. Unii care vor să facă și ei o carieră, dar nu se vede chemarea de sus. Sunt alții care au chemare de la Domnul și nu îndrăznesc. Aici ar putea să fie o adevărată chemare, dar nu există o consacrare și o viață de rugăciune ca să aibă putere să facă lucrarea lui Dumnezeu. Tot în capitolul 18, citim de la versetul 6, de la 10, David în paralel și cânta aici în fața lui Saul și apoi în continuare, de la 12, Saul se temea de David pentru că Domnul era cu el și se depărtase de la el. L-a îndepărtat de lângă el și l-a pus mai mare peste 1000 de oameni. David ieșea și intra în fruntea poporului, izbutea în tot ce făcea și din nou reluarea și Domnul era cu el. Saul, văzând că izbutea totdeauna, se temea de el, dar tot Israelul și Iuda iubeau pe David pentru că ieșea și intra în fruntea lor. Întoarceți foaia, 19:8, războiul urma înainte. David a mers împotriva filistenilor și i-a bătut. Le-a pricinuit o mare înfrângere și ei au fugit dinaintea lui. A urmat în viața lui David biruințe după biruințe și în perioada când el era fugărit de Saul. Citim la capitolul 23, apare subtitlul: David scapă Keila, o localitate fusese împresurată de filisteni. Vine David cu oamenii lui și izbăvește pe localnici și apoi rămâne în cetate. Însă ei sunt trădători și Domnul îl previne că l-ar preda lui Saul să plece de acolo. El se duce, stă fugit prin munți
și întoarcem la capitolul 27, în final se stabilește în țara filistenilor. Saul căuta mereu și să scape de aceste pericole a plecat, 27:7. Timpul cât a locuit David în țara filistenilor a fost de 1 an și 4 luni. David și oamenii lui se suiau și năvăleau asupra ghișuriților, ghirzițiților și amaleciților, căci neamurile acestea locuiau din vremuri vechi în ținutul acela până la Șur și până la țara Egiptului. Versul 10. Achish zicea: unde ați năvălit astăzi? Și David răspundea: spre miază zi de Iuda, spre miază zi de Ierahmaeliți și spre miază zi de Cheniți. În fiecare zi numai și numai războaie. Dar, foarte frumos, numai și numai victorii. Și acum să amintim o altă idee. Gândindu-ne la anii aceștia lui David, David a trăit și a lucrat în condiții de adversitate, adică a avut mulți dușmani, a avut și prieteni și dușmani. Așa stau lucrurile și în biserici. Un om al lui Dumnezeu, chemat să facă o lucrare, Dumnezeu îi pune la îndemână oameni, dar să știți că în același timp va avea și adversari. Chiar dacă lucrarea este fără greșeală, sunt oameni, de ce să nu fim sinceri, chiar dacă la o scară foarte redusă și în biserică, care sunt împotriva celor din conducere. Eu nu spun prin aceasta că cei din conducere sunt de nota 10. David a fost de nota 10. Și totuși a avut dușmani și oameni care vedeau exact invers ca el. Hai să surprindem câteva situații. Capitolul 18. După ce a avut loc victoria împotriva lui Goliat, scrie în versetul 3. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Așa ar fi corect. Dacă vezi un om care are chemare de la Dumnezeu, să te împretenești cu el, să funcționezi împreună cu el. În prietenia lor și-au schimbat hainele și scrie apoi aici în versetul 9. După ce au cântat femeile în urma victoriei și din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi pe David. Deodată, într-o familie, a câștigat un prieten și în ghilimele spus câștigat și un dușman. Mai departe, versul 17. Saul a zis lui David: iată, îți voi da de nevastă pe fiica mea cea mai mare, Merab, numai să slujești cu vitejie ce viclea nerea și să-mi porți războaiele Domnului. Dar Saul își zicea: nu vreau să-mi pun mâna mea pe el, ci mâna filistenilor să fie asupra lui. Când cineva dușmănește, încearcă mai întâi, indirect, dacă s-ar putea ceva alege rău de el și s-ar bucura dacă ar muri sau dacă ar pieri lucrarea de care răspunde. Dar mai târziu, când a văzut că în loc să îi meargă rău la David, el câștigă peste tot, are biruință, singur a ajuns să-i facă rău. Este o a doua fază mai culminantă a răutății, a vrăjmășiei, când fără ocoliș și fără oprire lovești în cineva și lucrarea lui. Apoi din capitolul 19, citim de la versetul 1. Saul a vorbit fiului său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i-a dat de știre și i-a zis: tatăl meu Saul caută să te omoare, păzește-te, dar mâine dimineață stai într-un loc tăinuit și ascunde-te. Versetul 11. Saul a trimis niște oameni acasă la David ca să-l pândească și să-l omoare dimineața. Dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de știre și i-a zis: dacă nu fugi în noaptea aceasta, mâine vei fi omorât. Dumnezeu i-a pregătit prieteni și uși de acces pe unde să scape și să fugă de urmăritor. Și puteți să observați în lucrare fiecare la nivelul lui, când sunt împotrivitori, ei se luptă, de fapt Satan prin ei, să facă ceva, să pună piedici. Numai că tot pe când să prindă pasărea, spune în psalm, scapă din laț și nu pot să-i facă nimic. Vom vedea noi de ce este așa. Apoi în capitolul 23 scrie de la versetul 16. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El i-a întărit în crederea în Dumnezeu și i-a zis: nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta. Au făcut iarăși amândoi legământ înaintea Domnului și David a rămas în pădure, iar Ionatan s-a dus acasă. Zifiții, oamenii din locul acela muntos, s-au suit la Saul, la Ghibea și au zis:
Nu-i David ascuns între noi în locuri întărite în pădure, pe dealul Hachila, care este la miază zi de pustie? Pogoară-te, dar împărate, fiindcă aceasta este toată dorința sufletului tău. Lasă pe noi, dacă e vorba să-l dăm în mâinile împăratului. Saul a zis, Domnul să vă binecuvinteze că aveți milă de mine. Așa sunt oamenii, împărțiți, în politică, între cei de afară, ar fi normal să fie așa, dar între noi, în biserică, n-ar avea drept și scuză vreo asemenea situație. Să rămână experiențele Vechiului Testament nerepetate de noi. Nu trebuie să le reluăm, dar să știe asta toți, și cei care sunt în lucrare, și cei care le sunt împotrivă, și cei care le sunt prieteni. Diavolul cred că o știe, numai că el merge pe aceeași notă. Lucrarea lui Dumnezeu merge înainte. David a avut biruință într-un singur motiv. Domnul era cu el, dar cu cei care erau împotrivă, cine era? Diavolul. Și a zis Gamaliel ca un om înțelept, nu vă luptați împotriva lor, dar dacă lucrarea de la Dumnezeu. De aceea, păziți-vă și Dumnezeu să dea biruință celor care lucrează în numele Său. Inclusiv Saul a ajuns într-un moment să recunoască. Citim din capitolul 24, de versetul 10, mai întâi cuvintele lui David. Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peșteră? Cum credeți? Domnul l-a dat pe mână să vadă ce face cu el? Dar dacă l-ar fi ucis, i-ar fi imputat Domnul la David? Domnul l-a dat în mână. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Bine este în biserică, cu atât mai mult, nici în societate n-avem voie să ne răzbunăm, dar să dovedim celor care sunt împotrivă că în noi nu este nici răutate, nici vreun alt gând demonic, ci am vrea mântuirea și a celor care ne sunt prieteni și a celor care ne sunt dușmani. Să ajungă ei să recunoască ceea ce spune de la versetul 16. Când a sfârșit, David a spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis, glasul tău este fiule David. Și Saul a ridicat glasul și a plâns. Și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine. Și Dumnezeu, i-a zis lui Samuel, în locul lui Saul, pun altul mai bun decât el. Și Dumnezeu i-a dus în postura ca inclusiv Saul să recunoască că și cu adevărat este mai bun decât el. Acesta e și sfatul Noului Testament. Nu te lăsa birui de rău. Dar rău nu vine așa anonim, rău vine prin oameni. Și biruiește rău prin bine, fă-le bine și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Saul moare, 2 Samuel capitolul 2. David se întoarce în țara lui Israel de la Filisteni, de unde fusese plecat, dar tot sub călăuzirea lui Dumnezeu, 2:1. După aceea, David a întrebat pe Domnul, să mă sui în vreuna din cetățile lui Iuda? Domnul a răspuns, suite. David a zis, unde să mă sui? Și Domnul a răspuns, la Hebron. S-a întors și acolo, spune în versetul 4, bărbații lui Iuda au venit și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda. A avut loc o primă dezbinare, parcă prefațând dezbinarea de mai târziu, spune de la versetul 8, însă Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Saul, care n-a murit în război, a luat pe Iș-Boșet, fiul lui Saul, și l-a trecut peste Iordan la Mahanaim, l-a pus împărat peste Galat, peste Gheșuriț, peste Israel, peste Efraim, peste Beniamin, peste tot Israelul. Și Iș-Boșet acesta a domnit 2 ani. Scrie în 3:1 că a fost o vreme război civil. Unii erau cu David, alții cu Saul. Războiul a ținut mult între casa lui Saul și casa lui David. David era tot mai tare și casa lui Saul mergea slăbind. O altă mențiune. Ne mirăm noi uneori de ce nu intervine Dumnezeu și pe cei răi să ne scoată din cale, să putem merge liberi. De ce ne ține să așteptăm după ei? Dumnezeu are vremile lui de har. Știți că Dumnezeu a așteptat și după Abner să se pocăiască? Și pocăința lui Abner a fost târziu, târziu de tot. M-a întrebat recent cineva din biserică, cum unii pe de-o parte ducem greul, alții se joacă cu pocăința și se întâmplă că tot ei ne cântă nouă. Și le-am zis, nu situația de moment este rezultatul pocăinței. Situația după ani de zile va fi rezultatul.
Dumnezeu îngăduie pe unii o vreme într-o lucrare și de-abia după ani de zile ia măsură. Dar finalul pentru cei buni va fi bun, iar pentru cei răi va fi rău. De-abia în capitolul 5, după ce moare acest Isboșet, Abner se trezește, David este recunoscut împărat al lui Israel. Cât de greu a fost! Dumnezeu îl alesese, îl unsese, Duhul Dumnezeu era peste el, n-avea nimeni calități războinice ca și el, a dat dovadă din adolescență când cazul cu Goliat. A condus armatele peste tot. Saul era demonizat și după moartea lui, după ce a fost lovit, după ce a dus la vrăjitoare, tot poporul nu se trezea. Este foarte greu uneori să realizeze întreaga masă de oameni cum stau lucrurile. De regulă, oamenilor când le intră una în cap, greu le iese. Că-i bună, că-i rea. De-abia după aceea, spune în 5:1, toți smiții lui Israel au venit la David în Hebron și au zis: iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Și acum încep să-și depene amintirile. Chiar odinioară când Saul era împăratul nostru, tu povățuiai și strângeai pe Israel. Domnul ți-a zis, tu vei paște pe poporul meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel. Astfel toți bătrânii lui Israel au venit la împărat în Hebron și împăratul David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului și a uns pe David împărat peste Israel. La vârsta de 30 de ani. Dar mai bine de 10 ani a dus-o tot prin încercări și tot fugărit. Seamănă într-un fel cu Iosif din Egipt, care tot cam pe la 17 ani a fost vândut și a urmat examene de mai bine de 10 ani și în cazul lui, până când a fost instalat în slujbă. Dumnezeu, până oamenii se lămuresc, ne califică prin toate situațiile și probele prin care trecem. Domnul a păzit pe David. Amintiți-vă de acele împrejurări din peșteră, ce șanse avea David să scape. Dumnezeu a trimis somn peste tot, parcă ar fi fost anesteziați. Și ei cu curaj, cu credință, au ieșit de acolo. Nimeni n-a putut să-i facă nimic. A fost o împrejurare, spune Biblia în 1 Cronici 12. Veneau mulți la David. Puteau să fie și trădători, cum am spus că existau în țară. Știți din istoria poporului român, un Mihai Viteazu și alții, cum au fost omorâți, s-a pus la cale un complot. Ei, nu seamănă istoria popoarelor cu istoria sfinților. 1 Cronici 12 de la versetul 16. Și din fiii lui Beniamin, și ăștia cine erau? Rudenile lui Saul și a lui Iuda au fost unii care s-au unit cu David în cetățuie. David le-a ieșit înainte și le-a vorbit astfel: dacă veniți la mine cu gânduri bune, ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi. Dar dacă veniți să mă înșelați în folosul vrăjmașilor mei, când nu vă fac nicio sălnicie, Dumnezeu părinților noștri să vadă și să judece. Și unul din ei a profețit prin Duhul că nu sunt trădători, ci sunt loiali și slujesc aceeași cauză. Vreau să privim acum la un al doilea punct, David, împăratul celor 12 seminții. În sfârșit a ajuns împărat. În 2 Samuel 5 mai întâi, Saul a domnit, dar nu avea o capitală. Și David a avut călăuzirea să se orienteze asupra Ierusalimului. Și scrie în versetul 6, împăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului împotriva iebusiților. Iebus era de numirea veche. A cucerit-o, versetul 10, David ajungea tot mai mare și Domnul Dumnezeul oștilor era cu el. Hiram, împăratul Tirului, a trimis solului David și lemn de cedru și tâmplar și cioplitor de piatră care au zidit o casă lui David. David a cunoscut că Domnul întărea ca împărat al lui Israel și că ridica împărăția din pricina poporului său Israel. Domnul i-a pregătit capitală și i-a pregătit o casă. Deci când Dumnezeu vrea ca cineva să facă o lucrare, rețineți, Dumnezeu pregătește și mijloacele materiale necesare. Nu se poate ca Dumnezeu să-l trimită pe cineva în misiune și să nu se găsească bani pentru misiune. Nu se poate ca Dumnezeu să-l trimită pe cineva să facă o lucrare într-un loc și acolo să nu-i pregătească un loc unde să stea. A fost duminică textul despre Pavel, care a vrut să ajungă la Roma. Și Domnul a rânduit ca acolo să ia o casă cu chirie, dacă nu. Și acolo să facă lucrări nestingărit, că era lucrarea Domnului să ajungă acolo. Ajuns împărat, a urmat războaiele mai departe. Cele mai multe războaie le-a avut cu filistenii. Vreau să facem o aplicație pentru viața noastră din ce a fost atunci.
și să împărțim războaiele în două. Noi, de regulă, avem de luptat cu un dușman care e mai mare și cu alții mai mici. Avem de-a face cu câte o cămilă și cu mulți în țar pe lângă ea. Filistenii reprezintă pentru noi problema cea grea. Fie că e vorba de ispita o care te lupți în viață. Și filisteanul-i demonul care toată ziua sau la câteva zile vine cu aceeași luptă la tine. Sunt și alții, amoniți, moabiți, dar ea odată vin și cu ei termin probleme de care te izbești mai rar. Sau, în privința lucrării, mai putem să interpretăm astfel. Povestea cineva despre situații din Statele Unite, din Las Vegas, acolo unde cu cazinourile și cu jocurile de noroc toți se avântă, cum că foarte mulți membri din biserică se lasă prinși de lucrarea aceasta. Și uite așa, fiecare zonă și fiecare popor are filistenii lui. Românii avem pe a noștri, alții au pe a lor. Și ăștia trebuie biruiți până când îi învingem, Domnul să ne ajute. Au început bătăliile și eu vă citesc doar câteva versete să nu vă rețin cu lucrul acesta. Spune despre războiul cu filistenii, 5:17. Filistenii au aflat că David fusese uns împărat peste Israel și s-au suit toți să-l caute. David, căruia s-a dat de știre, s-a pogorât în cetățuie și a întrebat pe Domnul: măsui? Și Domnul i-a spus: când au zvuietul pașilor în vârful duzilor, înainte că-i dau în mâinile tale. Au fost câteva războaie și vă citesc concluzia. 8:1. După aceea, David a bătut pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor cârmuirea capitalei lor. Aici e victoria totală, când le iei capitala, că scap de un duh și de o lucrare și a eliberat un colțișor. E o realizare. Dar când îl scos pe diavolul, care e șeful, și căpetenia acelor duhuri și soiuri o învingi, atunci ai biruință. Și de la înfrângerea aceasta, cât a urmat în istorie, filistenii nu s-au mai ridicat. Deci se poate în viața cuiva, după ce biruie un anumit gen de păcate sau de împotriviri demonice, să aibă liniște pe toată viața cu ei. A urmat și ceilalți, de exemplu, versul 2, a bătut pe moabiți, apoi, mai departe, a bătut pe sirieni, pe fiul lui Edom, alții nici nu au așteptat războiul, s-au predat singuri și au dat tribut, au devenit vasali. Astfel, i-a învins pe toți de jur împrejur, cu alții, cum am spus despre împăratul Tirului, a încheiat cu ei legământ de pace, aceștia îi trimiteau bunuri și avea cu ei relații economice. În ce privește războaiele, un singur gând și am încheiat ideea, nu doar David a fost războinic. În 2 Samuel, capitolul 23, sunt prezentați mai mulți războinici. Când Dumnezeu face o lucrare, nu ridică numai pe un singur om și nu face o lucrare doar printr-unul singur. Când Domnul a ales apostolii și i-a trimis să împânzească Imperiul Roman cu Evanghelia, nu doar ei predicau. Mulți alți predicatori Domnul ridicase. A fost David fruntașul dintre toți, dar priviți ce războinici avea. 23 de la versetul 8. Iată numele viteșilor care erau în slujba lui David. Iașeb, Bas-șebet, Tachemonitul, unul din fruntașii căpetenilor. El și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânși pentru luptă, când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. Fugeau unii, dar David n-a rămas singur să se lupte. Au fost alții care au zis: nu există înapoi, numai înainte. Vă mai citesc despre unul. După el, Shama, fiul lui Agi, din Harar, filistenii se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Sama și-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare izbăvire. Când toți fugeau, ei au zis: noi nu cedăm. Că atunci când fug ceilalți și slăbănoșii fug,
când a fost învins Goliat, toți au reșit din corturi, din peșteri, de pe unde erau, hai să mergem după filisteni. Dacă îmi fug ei către noi, atunci să stai în loc. Ăștia sunt adevărații viteși pe care Dumnezeu i-a dat lui David. Ne rugăm Domnului ca el să ridice și aici și în oricare altă parte mulți lucrători. Dumnezeu când vrea să facă o lucrare, formează pe mai mulți oameni în lucrarea aceea, îi sprijinește, ei se asociază, au același duh, aceeași călăuzire. Și vor fi unii care comentează, din ăștia oricând o să fie. Da, ei fac gălăgie, pierd vremea, își pierd răsplata și lucrarea Domnului merge înainte. Acum vreau să privim la un alt gând, mai greu, păcatul lui David și urmările lui. Din relatările cronologice se pare că păcătuirea cu Betseba s-a derulat undeva pe la jumătatea domniei, în jurul vârstei de 50 de ani a lui David. Scrie în 2 Samuel 11, că în timp ce Ioab și cu grosul oștirii se luptau cu amoniții, versetul 1, partea finală, David a rămas la Ierusalim. Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Știți ce îi spune Domnul prin Natan lui David, versetul 8? Te-a făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului său, adică neveste țitoare ca de împărat. Și ți-am dat casa lui Israel și Iuda și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Și totuși el cade în ispita aceasta a curviei. Este un domeniu în care diavolul se luptă în mod special cu lucrătorii. Și rețineți, chiar la o vârstă mai înaintată, te poate paște păcatul acesta. Pare de neînțeles dacă privim la rece, dar n-avea un harem de neveste să le schimbe după plac. Și totuși, i s-a părut că alta era mai frumoasă. Dacă ar reține și surorile, că la cele de afară nu le ținem noi predici, că dezgolirea trupului este un păcat. Spunea unul din lucrătorii din Arad, că atunci când erau mai tineri, s-au dus la plajă, la iarbă verde și toți în costum de plajă. Și a văzut cum lucrătorii mai trăjau cu ochii în cruce. Și a zis, e ultima, nu mai ies altă. Deci, și David să fie atent, dar și pe Batseba, cine o pune să spele după amiaza dacă n-avea amenajat vestiar, nu putea sta până seara? După acest păcat, a urmat o avalanșă de alte păcate. David, care și-a cruțat dușmanul când Domnul l-a dat în mână, acum el pune la cale mai dibaci ca Saul uciderea lui Urie. Îl îmbată, nu ține. Dumnezeu nu s-a lăsat. Urie a fost un om demn. E bun exemplu pentru familiști. Când e vorba de lucrare, să ținem cont că atunci când intrăm în templu, e bine să intrăm mai puțin în casă, apropo de situația lui. Și n-a prins. Și el o ticluiește cu Ioab, știți, trimite o scrisoare, chiar prin Urie, foarte credincios, n-a deschis plicul, să uite, probabil era și sigilat, evident, și moare. Întorcând la capitolul 12, Dumnezeu vorbește. După ce mai întâi a trecut cel puțin 9 luni, copilul se născuse deja. Ce-o fi gândit David în astea 9 luni? În mod sigur, a avut momente în care și-a dat seama, a greșit. Dar n-a spus nimic. Nu s-a confesat la nimeni. Dumnezeu rupe tăcerea, trimite pe Natan, care spune acea pildă de la versetul 1, cum într-o cetate erau doi oameni, unul bogat, adică David cu multe neveste, un altul sărac, cu o milușea, și se pare că se înțelegea bine cu Batseba, scrie aici că o hrănea, o creștea, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. David nu realizează că omul care păcătuiește intră în orbire și în împietrire și dă verdictul imediat. Versetul 5. Omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte și să dea înapoi 4.000 pentru fapta aceasta că n-a avut milă. A dat 4.000, cum zice Ioanid în poezia sa, pe fiul Gingaș al Batsebei, am non-prins moștenitor Adonia și Absalom ca 4 aștri stinși de un nor. Uneori se spune, Domnul l-a iertat pe David, l-a iertat.
asigurare prin prorocul Natan. Dar ferească-ne Dumnezeu și de păcate ca să ne poată feri apoi de pedeapsă. Vreau să privim cât de cruntă a fost pedeapsa, dură de tot. În primul rând, scriești de la versetul 10, acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta. S-au măcelărit băieți între ei, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul. Așa vorbește Domnul, iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu el în fața soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns, eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și vine prima pedeapsă. Versul 14. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, să vor și în fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Versul 15. Și Natan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care îl născuse lui David, nevasta lui Urie, și a fost greu bolnav. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit și când a venit acasă toată noaptea a stat culcat pe pământ. Și Dumnezeu nu s-a lăsat înduplecat. Când sunt pedepse de la Dumnezeu, Dumnezeu nu mai revine. Decizia a fost irevocabilă. A murit copilul. Uitați-vă în capitolul 13. Avalanșa de pedepse după avalanșa de păcate. Amnon, unul din fiii lui, cel mai mare, prințul moștenitor, s-a îndrăgostit nebunește de sora lui după tată, nu și de mamă. Amnon era atât de chinuit din această pricină încât a căzut bolnav după sorul sa Tamara. Cred că o asemenea stare a fost peste David când a chemat-o pe Batseba. Chinuit, bolnav. Eu personal cred că Duhul care l-a provocat pe David să curvească cu Batseba s-a mutat la fiul lui Amnon și cu acelea simțăminte puternice l-a atacat și fiindcă David a căzut la capitolul curvie când a început pedeapsa, ea s-a născut tot dintr-o sămânță de curvie. De unde a început necazul în casa lui David? De la curvia asta. Amnon a curvit cu Tamar, Absalom, fratele Tamarei, versul 22, n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască, pentru că necinstise pe sorul sa Tamar. Și aici îi zice în versul 24, Absalom împăratului, să vină împăratul și slujitorii lui la robul tău. Și împăratul a zis lui Absalom, nu, fiule, nu vom veni toți ca să nu fie greu, venim toate rudenile pe capul tău. Absalom a stăruit de el, dar împăratul n-a vrut să se ducă și l-a binecuvântat. Absalom a zis, dă voie măcar fratele meu Amnon să vină cu noi. Împăratul i-a zis, pentru ce să vină cu tine? În urma stărinței lui Absalom, împăratul a lăsat să meargă cu el pe Amnon și pe toți fiii săi. Amnon era cel mai mare, era liderul lor. David a fost păcălit de două ori. El a greșit prin curvie și Amnon l-a păcălit și David a trimis-o pe Tamar la Amnon să-i facă turta aceea în tigaie. Absalom l-a rugat pe David să-l lasă pe Amnon să vină și David s-a păcălit și l-a lăsat pe Amnon să plece. Prima cu curvia a fost corespondentul cu Batseba și a doua a fost plata pentru scrisoarea lui Urie. I-a venit exact pe măsură. În capitolul 14, mare atenție aici, cei care păcătuiesc și apoi cei care se bagă să-i ajute pe cei care păcătuiesc, să-i scoată la mal. Eu știu situații când unii au curvit, au păcătuit și alții din familie s-au băgat și au spus, frate, dă-i drumul, hai să-l liberăm. Ioab, fiul țirui, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom. Și Ioab, zibaci, pune la cale pe o femeie care se vine să-i spună la David că au avut doi copii și unul l-a omorât pe celălalt și oamenii vor să-l ucide pe cel rămas în viață și acum să-l lase. Și David își dă seama despre ce-i vorba, că ei pledează să se întoarcă Absalom acasă, el fugise în urma crimei. Și versul 22, citim, Ioab a căzut cu fața la pământ, s-a închinat și a binecuvântat pe împăratul, apoi a zis, robul tău cunoaște azi că am căpătat trecere înaintea ta, împărate, domnul meu, fiindcă împăratul lucrează după cuvântul robului său. Ioab a pledat să-l aducă înapoi. Ioab își primește prima amendă. Absalom îi dă foc la holdă. Tu ai zis să vină.
În capitolul 15 începe răscoala. Și când se finalizează, cine îl omoră pe Absalom? Ioab. Și în urmă, opăsit-o rău cu David. A fost cea mai serioasă ceartă între David și Ioab de la Absalom. Dar nu a putut Ioab să stea cu minte. Nu a putut să-și vadă de treabă. A fost prins și el în lanțul acesta. Când putea să stea liniștit, să nu se amestece. Fiindcă acolo era vorba de niște păcate și de niște pedepse. De aceea spune Biblia să nu ne băgăm să judecăm când nu știm ce se întâmplă într-o lucrare. E o pedeapsă, e o încercare ca la Iov, știți, prietenii lui s-au băgat să interpreteze imediat. Au stângăcit-o, că nu știau despre ce e vorba. Numai Dumnezeu cunoaște și cei cărora Dumnezeu le descoperă explicațiile unor lucruri și măsura implicării noastre în derularea lor. În capitolul 15 scrie de la versetul 1. Absalom și-a pregătit car și cai, 50 de oameni care alergau înaintea lui. Se scula de dimineață, stătea la marginea drumului la poartă și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegere și se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema și zicea, din ce cetate ești? După ce răspundea, sunt din cutare seminția lui Israel, Absalom îi zicea, iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Absalom zicea, de m-ar pune pe mine judecător în țară, orice om care avea o neînțelegere și o judecată ar veni la mine și aș face dreptate. Și scrie aici în versetul 7 că 4 ani a fost așa. Imaginați-vă să mergi la birou și copilul tău să vină după tine sau mai înainte la tine să-l găsești la poartă, că se scula de dimineață și să spună, îți voceți la tata înăuntru. Tata vă înșală. Pe mine trebuie să mă puneți împărat. Cum a fost inima lui 4 ani de zile? Canon. Și știa David de unde îi se trage. După 4 ani intră Absalom în audiență la împărat și zice, dă voi robului tău să mă duc la Hebron, să aduc o jurință. Și David a zis, du-te în pace. Oare bănuia ce se întâmplă? Și spune apoi de la versetul 12, pe când aducea Absalom jertfele, a trimis în cetatea Ghilo după Ahitofel Ghilonitul, seșnicul lui David, uneltirea căpăta putere și poporul se îndrepta număr tot mai mare de partea lui Absalom. David, în situația aceasta, cineva a venit și el a anunțat, s-a luat cu familia lui, a lăsat doar 10 țiitoare și a plecat. Și acum vreau să vă citesc momentele de culme ale pedepsei. Versetele 23. Tot ținutul plângea și scoteau țipete mari la trecerea întregului popor. Împăratul a trecut apoi și el pârâul Chedron și tot poporul a apucat drumul care duce în pustie. De la versetul 30, David a suit dealul măslinilor, suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând. Vedeți câtă trudă-i pentru un păcat și ce ușor se face păcatul, ce ușor e să-l faci, și ce greu să-l plătești. David, care cântase și căruia Domnul le duse victorie și putea sta liniștit acolo, a trebuit să plece, drumul pribegiei, toți de lângă el, nevestele au rămas. Absalom a curvit cu ele în văzul poporului, în fața soarelui, cum a fost prevestit, și parcă nu era destul, că plângeau ei cu durerea în suflet. Pe când mergeau, a mai venit și mei, dădea cu pietri, cu praf și blestema, parcă să pună capac la toate. Și David mergea plângând. Și a zis, vă citesc 16 cu 10, dacă bleastă-mă înseamnă că Domnul i-a zis, bleastă-mă pe David. Lăsați-l să blesteme, versetul 11, că își Domnul le-a zis, deci de la Dumnezeu citire. Toate formele acestea de împotrivire și necaz pentru David. Totuși el nădăjduiește în Domnul și zice, poate că Domnul se va uita la necazul meu și îmi va face bine în locul blestemelor de azi. Ceva sunt îndemnat să punctez. După ce păcătuim, vine pedeapsa. Și când vine pedeapsa, e foarte înțelept să ne o ducem plângând și tăcând. Să nu comentăm că pedeapsa se prelungește, să nu comentăm că e pe drept. Bancă din potrivă, să o ducem cu mâhnire și atunci poate
Nu-i sigur, Dumnezeu face ce vrea. Poate că Dumnezeu va zice, e destul cu atâta. Hai să nu-i mai dăm o pedeapsă mai gravă. Urmează capitolul 17. Deja s-a terminat culmea încercării și lucrurile încep să cedeze. Capitolul 17 prezintă controlul lui Dumnezeu asupra situației, asupra evenimentelor. Slăvit să fie El. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.